la revedere. După cum ați văzut în timpul în care ne-am mai întâlnit, nu sunt omul care spune foarte, foarte multe cuvinte, însă mereu răspund la subiect și cu date clare, date reale, cifre negru pe alb. Niciodată nu am ascuns sub nicio formă situația spitalului. Întotdeauna am dat cifrele și am răspuns la întrebări sincer și fără a avea vreo intenție vreodată de a spune ceva referitor la situația spitalului, pentru că, așa cum se știe, este instituție publică, sunt reprezentantul legal și datoria mea este să mă preocupe binele și în același timp să spun adevărul despre spital. Referitor la situația spitalului, așa cum bine știți, am preluat spitalul cu datorii pe care mereu vi le-am dat cifre cu virgule inclusiv. De un an și două luni de când sunt în funcția de manager, de-a lungul timpului am înaintat adrese către instituțiile abilitate. Către Consiliul Județean am înaintat, inclusiv către Comisia de Sănătate, adrese. Le-am scos aici cu numere, sunt destule. Către Casa Județeană de Asigurări Sociale de Sănătate am înaintat adrese cu situația financiară a spitalului. Am înaintat 3 adrese și către Ministerul Sănătății. Am înaintat adrese și către instituția prefectului Caraș-Severin. Toate aceste adrese au fost cu situația reală financiară a spitalului. Am ținut să precizez acest lucru în ideea că s-a scris, s-a vehiculat că eu aș ascunde. Nu am ascuns niciodată a spitalului, nicio situație a spitalului și așa cum v-am spus și am aici această hârtie, sunt adresele înaintate de când sunt manager către toate instituțiile. Referitor la așa cum a fost numită criza anestezicelor, bună ziua. Referitor la așa cum a fost numită criza anestezicelor, țin să specific că după ce am venit din concediu de odihnă, care a durat 2 săptămâni, luni, săptămâna trecută, am fost informată de către colegii mei din comitetul director cum că ar fi o problemă la achiziționarea de anestezice. Aceste probleme, în mare parte, de fapt în majoritate, se datorează situației financiare. Având datorii, este foarte, foarte greu ca firmele să ne mai distribuie medicamentele, materialele sanitare. Și acum v-am spus, lumea a fost adus la cunoștință. Marți, deja situația era rezolvată la modul că telefonic s-a discutat cu furnizorii și au fost de acord să ne livreze produsele care erau deficitare la nivel de spital. Iar miercuri, în timp ce chiar era controlul de la Casa de Asigurări, control căruia am dat și note de relații în care am explicat clar, unul dintre anestezice, chiar în timpul controlului, a ajuns la spital. Celălalt, venind de la București, a durat până vineri, în data de 3. Deci situația referitor la așa cum a zis, cum a fost numită criza anestezicelor, a fost rezolvată. Am primit câteva întrebări pe mail. Una dintre întrebări era aceasta la care am răspuns. Tot pe mail am primit o întrebare dacă există Acum aș avea o întrebare. Doamna producător zicea că nu e o problemă. A fost prost informată? Cineva nu-i dă informații clare? Sau ce s-a întâmplat? Ce am spus eu atunci, am spus adevărul. Deci nu s-au trimis pacienți la Timișoara, nu, nicio urgență nu a fost reprogramată, absolut niciuna.
au fost anestezicile pentru urgență, deci chiar au fost. Marți nouă mi s-a dus la cunoștință de către ATI că nu o să mai fie și mie că au venit. Deci chiar ce vi-am spus n-a fost minciună. Nu s-a întâmplat deloc să trimite pacienta Timișoara, să fie urgență și să se întâmple, Doamne ferește, în orice nu. Întotdeauna avem de urgență medicamente în spital. Unul dintre anestezicele despre care se discuta putea fi înlocuit cu alte două substanțe care erau în farmacia spitalului. Deci, practic, doar unul lipsea... Dar avem clar note de fundamentare, acestea sunt toate, da? Începând din luna iunie, cum se cereau substanțele acelea de care se spunea că nu ar fi. Dar așa cum v-am zis, din cauza, comenzile sunt făcute către distribuitori, sunt aici toate aceste comenzi negru pe alb. Însă, cum v-am spus, din diverse motive. Unu, ar fi datoriile către furnizori. Al doilea motiv, unul dintre furnizori ne-a informat că îi fusese retras nu știu ce autorizație și nu ne mai putea livra produsul. Alții că nu aveau un stoc. Deci noi, din luna iunie, dovedit pe aceste acte negru pe alb, s-a început a se face comanda pentru substanțele cu care a fost deficitar. Te întreci la următorul subiect? Dacă există secții cu deficit de personal sau în care medicii efectuează mai mult de numărul normal de gărzi, spitalul funcționează după un status de funcțiune. La nivel de spital sunt aprobate un număr de posturi de 1491. La momentul actual sunt ocupate 1111 posturi. Deci 380 de posturi sunt vacante. Sau în care medicii efectuează mai mult de numărul normal de gărzi. Referitor la această întrebare, la nivel de conducere nu s-a primit nici o înștiințare, niciun act care să, prin care șefii de secție să aducă la cunoștință această problemă. Deci la nivel de spital, conform legislației, o gardă este obligatorie, în rest șefii de secție fac, întocmesc lista de gărzi pentru luna în curs. Și așa cum v-am spus, repet, nu avem nici o înștiințare de la vreun șef de secție că ar fi nemulțumit de numărul de gărzi care le efectuează pe lună. Dacă aveți întrebări? Au fost pus să aleagă între voucherul de vacanță și sporul. E ceva? Nu se acordă voucherele fără nicio condiționare? Voucherele se acordă până la sfârșit. La noi, încă nu le-am acordat. Dar legea spune, directorul financiar de toată lumea, legea spune... În legislație este specificat voucherele de vacanță. Obligativitatea lor începe de la 1 decembrie 2018. Acum nu știu exact articolul din lege, dar obligativitatea este de la 1 decembrie 2018. Noi, în momentul de față, știm situația financiară a spitalului, nu le putem acorda. Și este bugetat? Este bugetat, dar nu fiind lipsă de finanțare, de bani, de, nu putem să le acordăm. Tot în țară sunt încă nemulțumiți unii din cauza sporurilor. Am înțeles că pe luna sporuri și cu... Aici au fost cazuri de nemulțumiri legat de sporuri. La început și se știe când a fost... La început, da, a fost și acea... Lăsând iunie când a fost atunci, deci tu după ce s-a rezolvat. În ce scuze revin la voucher? Deci având în vedere că obligativitatea e pentru decembrie, încă anul ăsta. Aveți convingerea și sunteți pregătiți în decembrie să acordați vouchere? Nu. Atâta timp cât întâmpinăm greutăți la achiziționarea medicamentelor, nu putem să acordăm vouchere. Deci furnizorii ne somează, ne dau în instanță pentru neplată și au dreptate. Primăriile ar putea să vă ajute, să zicem, să plătească ei sumele astea? Nu suntem în subordinea primăriei, primăria nu
contribuție. Dar nu putea să mă finanțeze sub nicio formă. Care este datoria sau datoriile de la la momentul de față, datoriile sunt de 16.858.704 lei. Aveți idee când ați venit noastră manager la ce sumă erau? Când ați preluat? Da, 10.470.892. Și ce a cauzat această creștere? Eu n-am înțeles în piciorul. Deci. Care înseamnă? Când am preluat spitalul, știți foarte bine că v-am informat, era deja în arierate. Arierate înseamnă, conform legii, facturi neplătite de mai mult de 90 de zile. Tot conform legii, noi tot ce avem voie să plătim sunt salariile, după care absolut fiecare ban trebuie dat pe arierate. Deci, de aceea s-a strâns, pentru că facturi la zi neplătite depășeau cele 90 de zile și datoriile normal că se... Soluții pentru... Soluții, din punctul nostru de vedere, ar fi să crească tariful per caz rezolvat. Pentru că am avut o discuție și cu Casa de Asigurări de Sănătate. Per caz, noi primim ca și spital 1500 de lei, indiferent de cât costă acel caz. Dar noi avem cazuri rezolvate și cu un tarif de 2-3 ori mai mare. Ori noi acei bani, noi mai primim. Da, practic, oferim servicii care nu se pot acoperi. Financiar. Și cât din bugetul spitalului merge spre salarii? 85%. Aproximativ 85%. Sunt salariile. 10% programele naționale de sănătate și rămân doar 5% pentru bunuri și servicii. Cât înseamnă acest 5%? Foarte puțin. Care e bugetul spitalului? Pe an. Pe an, bună, nu? Bugetul? Rotund. Prost, fără virgule. 170 și... peste 170 de milioane de lei. Da. Aproximativ 35 de milioane, cred că este pentru bunuri și servicii, inclusiv programele naționale de sănătate. Am înțeles că se suplimentează fondurile de la guvern, s-au primit un supliment. Nu s-a alocat nimic pe spitale. Nu s-a primit momentan. Am înțeles că pe data de 14 va fi ședința de guvern, da, prin care o să fie acea ridicare bugetară. Da, pentru că ei guvernul nu s-au pentru sănătate. Ar putea să ne dea prin alocație, nu, prin alocație bugetară pentru acoperirea arieratelor. Și sperați să se acopere? Noi sperăm, dar din ce am văzut în presă, cifrele sunt mari, dar repartizarea lor ar fi pe aparatură medicală, din ce am văzut. Deci sperăm să primim ceva. Aparatură primiți? Tot timp? Consiliul Județean, pe baza notelor de fundamentare primite de pe secții, ne ajută la achiziționarea de aparatură atât cât pot, dar au răspuns totdeauna la solicitările noastre referitor la notele de fundamentare primite de pe secții. Care e prima sticare în materie de aparatură? Ce ar fi prioritar sau ce? Păi, acum se lucrează pe... și s-a discutat și, dacă știți, și în ședința Consiliului Județean, la ultima s-a spus clar ce va fi o gaz-cromatograful pentru medicină legală, spun. Gaz-cromatograful pentru medicină legală, avem electrocauter, controlul pentru masa de operație care a fost achiziționată tot din finanțarea cu sprijinul Consiliului Județean pentru sala de operație ortopedie. Mai avem eduvă de sterilizare pentru ortopedie, am avut mese de ginecologie,
care s-au achiziționat. Și balonul de respirație, nu? Sfat domnului Sturea, un balon din ăla? Acelea le-am achiziționat cândva. Acelea le-am achiziționat cândva. Aia chiar este, da, aia chiar era o prioritate și chiar era chiar foarte important. Și înțelesese că nu sunt scumpe, undeva la 10 milioane, parcă zicea, sau ceva de genul. Nu știu. 300 de lei cred că era, dar ținând cont că erau multe, adică... Era nevoie de multe? Da, na. O altă întrebare, dacă s-a schimbat procedura cu pacienții netransportabili, duci cu ambulanța doar până în fața blocului. Sora, pe purtătoarea de cuvânt, are informația de la directorul de îngrijiri și o să vă... Și pentru extrarea la domiciliu se folosesc ambulanțe de tip A, adică ambulanțe de transport doar cu șofer. Spitalul Tățean de Urgență Reșița are 4 ambulanțe de transport a pacienților pentru consulturile interdisciplinare și la domiciliu, ambulanțe de tip A. Pacienții netransportabili sunt programați pentru transportul la domiciliu, fiind însoțiți și de un cadru medical auxiliar. Banii domiciliu sunt ajutați de familie. Niciodată nu au fost abandonați pacienții în fața locuințelor. Niciodată. Spitalul trimite cadre medicale auxiliare cu șoferul ca să-i ajute. Dar dacă sunt netransportabili, n-ar trebui să-i ducă serviciul de ambulanță? Serviciul de ambulanță județean, dacă sunăm la ei, tot de tip A ne dau. Doar cazurile terminale le duce cu ambulanța lor, cu aparatură, cu atât. Păi tata, e vina lor, nu mai e vina noastră. Nu, nu e vina lor. Pentru că asta este legea. Adică, dacă nu sunt cazuri terminale, nu pun la dispoziție o salvare cu toată aparatura medicală, care poate între timp trebuie să meargă chiar la un caz de infarct sau de accident. Nu, e vorba de una, doi, cu targă și cu bradicardie, nu e vorba de altă aparatură. Păi noi trimitem. Ambulanța noastră merge cu șoferul și cu un cadru medical auxiliar. Dacă e nevoie și cu targă, merg cu targă. Dar cu targă și merg și nu e mare problema. Mai ales la ortopedie. Chiar îi duc până sus. Chiar și în blocul urcă cu ei. Și asta era problema, că nu s-a făcut. Ba, s-a făcut. În multe cazuri nu s-a făcut, știu concret, într-adevăr, la preluare nu e nicio problemă, clar își fac treaba, dar de obicei, probabil consideră că e deja sănătos pacientul și de foarte multe nu se mai ocupă decât să-l lasă în fața scării. Da, asta știm noi, pacienții, chiar să întâmplă. Bun, eu acum am spus și o repet mereu. Acum că vă aud pe dumneavoastră, dacă mie nu mi-este adus la cunoștință nouă conducere, în scris, noi nu avem cum să luăm măsuri. Că vine și îmi spune o anumită persoană fără a-mi aduce la cunoștință în scris... Vă dați seama că dacă un bolnav vine transportabil, ăla nu vine să scrie la... Are aparținători, are familie. Poate are, poate n-are. Păi dacă este în ghips, oare cum o să stea acel pacient singur? De poate exemplu, are o firmă care face îngrijiri la domiciliu. Știți că există și din astea. Nu cred că mai există în Reșița. Chiar nu cred că mai există în Reșița după noile legi care s-au dat. De o lună nu mai există. Păi, știu ce vorbim. De o lună. Deci chiar și oamenii știți cum sunt. Eu v-am mai spus și din asta, dacă aveți vreo reclamație, trimiteți oamenii aici. Adică chiar să ne spună despre ce e vorba. Niciodată nimeni n-a țipat la ei, nimeni nu i-a scos afară. Da, din contră, mereu am spus și repet, sunt deschisă și citesc absolut orice reclamație, dacă este, avem, sunt, dar, repet, la ce nu sunt informată, nu am cum să iau măsuri. Am mai primit-o? Întrebare, poți trec la următoarea? Da. Lămuriți și detalii despre demisia înaintată de Cristina Bacer. Ce a determinat demisia, dacă o mai susține și ce o ne mulțumește? Demisia, așa cum am spus la momentul la care mi-am depus-o acum câteva luni, a fost strict din motive personale. Susțin și în ziua de azi. Acea demisie a fost din motive personale. E adevărat că se încearcă înlocuirea noastră cu domnul Valdemar Muncu? Nu. Ați avut întâlnire cu dânsul? Eu? Nu. Așa cum v-am spus,
Nu, sub nicio formă, n-am avut întâlnire, nici măcar nu îl cunosc pe domn. Și dacă l-aș vedea pe stradă, adică, mă rog, să zicem că aș fi lângă dumneavoastră pe stradă, nu l-aș recunoaște, nu, nici măcar un bună ziua nu mi-am dat niciodată. Nu știu da, cine vă mai susțineți demisia? Adică vreți să plecați? Păi nu, că dacă o susțineam, trebuia să plec după 30 de zile de preaviz, care spune legea. S-au rezolvat problemele personale? Poftim? S-au rezolvat problemele personale? Nu, nu puteți să spuneți așa că s-au rezolvat problemele personale, însă știți cum pot să revin asupra deciziei. De pe hol, eu nu contest că cineva dacă vorbesc cu el, dacă nu le spun, dar într-o zi la ora 3, când am fost acolo, erau deja pe... Normal că trebuie să iei la rând cum au venit. În primul rând să iau pe codurilor. Aici și la Național, aici apar problemele pentru că vin pacienți pe cod. Și conceava, dacă sunt 187 de cazuri, până la statul cu 187 de lei, nu eram... către un aparținător sau un pacient, cum că... Ați putea să ne ajutați să mergem de aici la urgență, să facem câteva fotografii, să însoțim articolele, nu numai... Câteva paturi sau cum... Acum am prins de partea aia. Ce-au nepotită frumoasă. Frumoasă, frumoasă, orice. Noi care credem că s-a ieșit la 18. Vă doresc un amic.